Vineri 28 martie, în Valea Jiului, va fi organizată o nouă bursă a locurilor de muncă. Acțiunea se va derula la sediile agențiilor locale de ocupare a forței de muncă din Petroșani, Vulcan și Lupeni, cu începere de la ora 9. Am contactat peste 15 societăți comerciale, din care până în momentul de față ne-au confirmat prezența două firme, una din domeniul comerțului și una din domeniul confecțiilor. Din păcate, nu am reușit până în momentul de față să găsim niciun angajator care caută personal pentru construcții sau, mă rog, cu meserii pentru bărbați. Dar până vineri mai avem timp și vedem ce vom reuși. Reprezentanții agenției din Petroșani nu au așteptări prea mari de la bursă. Aceasta ținând cont de numărul foarte mic de locuri de muncă existente. Atâta timp cât numărul de locuri de muncă de pe piața muncii este destul de redus, nu ne așteptăm la lucruri deosebite. Deci, la asemenea lucruri putem să ne așteptăm când se întâmplă ceva fabulos pe piața muncii. Dar, din păcate, încă resimțim un blocaj pe această piață. În prezent, în municipiul Petroșani, numărul șomerilor este de 1540. Dintre aceștia, 618 se află în plată.